Cei peste 5.000 de locuitori ai satului Budești au acum în localitatea lor trotuare noi și sigure. Astfel, circa 2 km de trotuare au fost construite prin intermediul programului Comunitatea Mea și contribuția autorității locale. Noile trotuare sunt accesibile zilnic de locuitorii satului și conectează principalele instituții publice din sat. Totodată au fost construite căi de acces, instalate pavilioane și construite stații de așteptare auto. Am decis împreună cu toată lumea că este necesar să asigurăm securitatea la trafic a pietonilor. Satul nostru este un sat pe care îl traversează un flux foarte mare de transport din Chișinău spre Vadului Vodă. Este drumul magistral M5. Și deci, lungimea străzii centrale sau a drumului, mai bine spus, L455, este mai mult de 4 km și drumul spre Vălțata, spre raionul Criuleni de acum, la fel, satul are o lungime de până la 1 km, de aceea a fost necesar ca să asigurăm securitatea pietonilor și să construim trotuare, să construim stații auto și să asigur că pe toată lungimea trotuarelor să instalăm mobilier urban pentru ca oamenii să aibă posibilitate și să se odihnească parcurgând o distanță mai mult de 3 km. Circa 17.000 de locuitori din orașul Călăraș beneficiază de un sistem modern de iluminare stradală dirijat online. Lungimea rețelei de iluminat stradal constituie 25 de kilometri și asigură economisirea energiei, dar și reducerea costurilor de întreținere și exploatare. Orașul Călăraș a devenit de asemenea mai strălucitor după iluminarea arhitecturală a clădirii Muzeului de Istorie și Etnografie din localitate. Iar 20 de treceri pietonale au fost iluminate conform standardelor europene în domeniul energetic. Toate măsurile de eficiență energetică au fost posibile datorită suportului oferit de Uniunea Europeană. Acest un proiect cu lungime de peste 21 de kilometri. Montat sunt 940 de corpuri LED, ce astăzi ne aduce o economie de 50% în comparativ cu iluminatul vechi. Gestionând acest soft de tip inteligent, îndrumăm primarii care vor să implementeze așa genuri de proiecte, să vie, să documenteze. Și în final aș vrea să aduc sincer mulțumiri Uniunii Europene pentru finanțarea masivă acestor genuri de proiecte. O nouă stație de epurare a apelor uzate și un sistem de canalizare ce îi deservește pe cei 5.500 de locuitori au fost inaugurate recent în orașul Cantemir. Stația de tratare a fost construită cu suportul financiar al UE și Agenției Austriece pentru Dezvoltare, în conformitate cu ultimele standarde și permite o extindere viitoare pentru tratarea apelor uzate din localitățile învecinate. Care sunt rezultatele calitative ale acestei practici? Este nou sistem de canalizare care se are o întindere de 21,2 km și incorporează încă 3 stații de pompare a apelor uzate. De asemenea, avem un sistem automatizat de alimentare cu apă din orașul Cantemir. Au fost implementate măsuri de optimizare a sistemului de alimentare cu apă care permite o funcționare mai eficientă și mai durabilă și majoritatea capacității de pompare a apei din prut la 60 de metri cub pe oră. De
Dezvoltarea infrastructurii este una din prioritățile administrației publice a orașului Cimișlia. Astfel, cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polonia, în localitate au fost instalate 298 de indicatoare pe străzi și 92 de piloni, sporind atractivitatea urbană prin crearea identității locale. Ca să fie mai atractiv, am divizat aceste indicatoare, am împărțit în două categorii, cele pentru centrul orașului și pentru unde mai multă populație trece pe drumurile naționale. Am instalat indicatoare stradale din metal forjat, iar spre periferiile orașului am instalat stâlpi cu indicatori stradali din material țincat. Iar la nordul țării, în orașul Drochia, circa 5.000 de locuitori beneficiază de infrastructură stradală modernizată în curțile care locuiesc mulțumită unui parteneriat inițiat între aceștia și administrația locală. Împreună au reușit să reabiliteze căile de acces, parcările, să instaleze iluminatul public sau camere de supraveghere video. Proiectul privind modernizarea curților de bloc a fost lansat în 2020, iar de atunci au fost renovate peste 15 curți. Proiectul prevede modernizarea curților prin implicarea cetățenească și a administrației publice locale. Până la moment au fost reparate circa 15 curți, cu un indicator important, circa 300 metri pătrați reabilitați pentru o curte. De asemenea, au fost implicați peste 1000 de locuitori pe parcursul anilor în care a fost implementată practica. Peste 20.000 de locuitori ai orașului Drochia beneficiază și de servicii modernizate de alimentare cu apă potabilă, grație unui proiect finanțat de Uniunea Europeană, inaugurat în anul 2021. Lucrările au inclus 19,5 km de rețea de alimentare cu apă, 5 sonde arteziene reabilitate și 1200 de conexiuni ale consumatorilor. Principalul produs al proiectului a fost asigurarea cetățenilor cu apă 24 de ore din 24. Iar la centrul țării, în municipiul Hâncești, peste 450 de noi cetățeni urmează să fie conectați la sistemul de canalizare în cadrul proiectului Sisteme Regionale Apă-Canal, Garanția Sănătății Noastre. Rețelele de canalizare vor fi extinse pe o lungime de 13,5 km în 5 sectoare ale orașului Hâncești. Proiectul a fost inițiat în 2020, iar la moment este în proces de implementare. Aceste lucruri, apa, canalizarea, sunt, știți, ca sunt venele de sânge a unui organism, a unui om. Eu cred că tot așa este pentru un oraș, că e Hâncești, că e alt oraș, care toată circulația, toate condițiile date a infrastructurii este în primul rând necesar. După asta ne se dezleagă mâine și ne dă posibilitatea ca să mergem să construim drumuri bune și multe alte lucruri ca cetățenii să aibă condiții mai favorabile, mai sănătoase și la prețuri mai ieftine față de situația care suntem astăzi. Circa 6 km de drum a fost reparat, renovat și chiar construit capital în comuna Mileștii Mici în ultimii 2 ani, pentru care administrația locală a alocat aproape 2 milioane de lei, iar la lucrări s-au implicat activ și locuitorii comunei. Noi am construit și am reparat în jur de 6 km de drum. În această practică s-au implicat și locuitorii, desigur, fiindcă administrația publică locală este nespus de mulțumită și bucuroasă când se implică și oamenii. Asta este foarte important. Iată, cu ajutorul oamenilor
și cu ajutorul administrației publice locale, noi am făcut lucruri foarte frumoase. Imaginea satului Obreja Veche din raionul Fălești s-a schimbat complet după ce aici au fost construite 1 kilometru de trotuare noi cu suportul programului Comunitatea Mea. Trotuarele sunt o necesitate pentru cei peste 2000 de cetățeni ai localității, printre care și 350 de copii care au acces sigur la instituțiile publice din sat. Proiectul a fost început de grupul de lucru în funcție cu ex-primarul Galiu Ghenadi, mie mi-a fost dată misiunea să implementez până la capăt. Deci acest proiect beneficiază toată comunitatea. Tineri, școlari, 130, școală gimnaziu Obreja Veche, copii de la grădiniță 120, 907 pensionari și plus toată comunitatea. Locuitorii satului Sireți din raionul Streșeni se bucură de un teren de sport modern, amenajat conform standardelor europene. Acesta include un teren artificial de mini-basket și volei și deja unul mai mare de fotbal. Iar în jurul la toate aceste stadioane a fost construită o pistă artificială de alergare. Pe acest loc era terenul de sport al liceului teoretic. Problema cea mai mare erau apele pluviale. De fiecare dată când ploua, terenul era impracticabil. Practic o săptămână era imposibil de făcut sport. Nici nu era posibil de alergat, nici sporturi de practicat, absolut nimic. Unica soluție rămânea sala sportivă sau erau ca ieșiri din situații, câteodată copiii alergau chiar și pe anumite străzi din localitate. Satul Slobozia Mare din raionul Cahul se mândrește cu una dintre cele mai mari piețe din sudul Republicii Moldova și singura care este deschisă 7 zile din 7. Fiind o piață transfrontalieră, locuitorii din regiune, dar și din România, pot cumpăra de aici lapte și brânzeturi, carne proaspătă, legume și fructe, cereale și nuci, produse din piele și blană, articole de artizanat, toate produse de cei peste 100 de antreprenori și gospodari din localitate. Ideea de modernizare a pieței agroalimentare de Slobozia Mare a venit în cadrul proiectului Integrație și Dezvoltare Locală, proiectul de dezvoltare economică locală, unde noi împreună cu toți agenții economici de localitate ne-am întâlnit, ne-am gândit, am făcut o foaie de parcurs cum să dezvoltăm economic localitatea. Și agenții economici de localitate au venit cu propunerea că e bine să ne modernizăm piața, deoarece este o piață solicitată, deoarece vin aici atât să vândă cât și să cumpere cetățenii din satele învecinate și din România și Ucraina. Și am zis, haideți să modernizăm piața pentru că vor avea oamenii și de lucru, producătorii locali și vânzătorii cu condiții bune de a comercializa aceste produse. Este vorba de mărfuri pentru copii, pentru femei, pentru bărbați, haine. Aici avem un butic senzațional, de excepție dacă vreți. Este vorba de vinderea produselor apicole. Și ce este interesant, că este dat în arendă unui producător din satul Brânza, ceea ce vă spuneam, că piața este regională, deoarece noi permitem și producătorilor din satele vecine să vină să-și comercializeze produsele locale. Liceul teoretic din satul Varnița, raionul Aninii Noi, beneficiază de un sistem de încălzire renovat. Cu suportul USAID au fost renovate centrala termică și rețelele de încălzire a liceului.
Astfel, în perioada rece a anului, peste 400 de elevi, cadre didactice și personalul auxiliar beneficiază de condiții mai bune pentru educație în incinta instituției. În cadrul acestui proiect a fost schimbat toate caloriferele din instituții, toată rețeaua termică și a fost renovată cazangerie existentă, adică au fost instalate 3 cazane, ceea ce a contribuit și la schimbarea temperaturii în liceu, dar vreau să menționez că datorită acestui proiect temperatura în școală a devenit constantă, adică în toate încăperile. În școală acum învață 376 de elevi care sunt dirijați de 27 cadre didactice. Asta a contribuit clar și la ridicarea gradului, la ridicarea procentului calității educației. Istorii de succes, inițiative remarcabile, comunități puternice și experiențe demne de urmat sunt cuvintele ce caracterizează prin excelență programul bunelor practici ale autorităților publice locale din Republica Moldova. Programul este implementat de către IDIS Viitorul cu suportul financiar al Consiliului Europei, începând cu anul 2005.